Eu sunt Lexa, sunt procuror stagiar la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2 București. Motivația pentru acest program este mai mult de natură personală decât profesională. Am considerat că este primul program pe justiție care te învață altceva decât drept și mi s-a părut o mare oportunitate de a dezvolta părți ale caracterului meu care nu au fost formate în facultate și în institut. Am învățat o grămadă de lucruri interesante despre cum să-ți manageriezi timpul, cum să lucrezi în echipă, cum să fii un lider bun, lucruri pe care le aplic profesional acum și sper ca și în proiectele viitoare. Plus că a fost foarte distractiv, o grămadă de prieteni și o grămadă de experiențe plăcute. Nu a lipsit în niciun moment seriozitatea, totul a fost bine pus la punct, locațiile au fost extrem de frumoase, oamenii aleși au fost extraordinari și nu încerc să lingușesc pe nimeni sau să sune prea laudativ, dar în primul rând m-a impresionat foarte mult calitatea participanților. Deci cred că toți colegii mei au fost aleși foarte bine și că de la toți am avut ce învăța și a fost o experiență extraordinară oricum și sper că încă să mai fi. Ne-a oferit foarte multe unelte din astea de lucru practice, cum să-ți organizezi gândurile, cum să-ți organizezi dorințele, viziunile, să vezi cam spre ce te poți îndrepta și ce poți realiza. Asta a fost prima sesiune, ținută la Sibiel, unde mâncarea a fost foarte bună. Era mai greu deoarece eu am venit din celălalt capăt a țării, am venit din satul mare. Întrebările erau personale cu privire la ce am făcut eu până acum și cu chestiuni generale, nu era nimic juridic, dar în opinia mea era o discuție sinceră care nu prezenta o problematică ieșită din comun. Nu, interviul a fost foarte ok din punct de vedere al emoțiilor sau cel puțin pentru mine. N-am avut emoții, am știut că o să fie așa într-un cadru mai informal, în sensul că știam că nu se evaluează niște cunoștințe teoretice, nu se evaluează abilități din astea dobândite în sistemul juridic sau în domeniul juridic. Știam că o să se evalueze abilități native, abilități umane, așa, comunicare. Știam că o să se evalueze experiența în alte programe sau experiența în lucru cu alți oameni. Asta s-a și vizat, cred că, prin interviul ăsta. Consider că o să se facă un grup contact între noi cei 18 participanți și vom putea să inițiem proiecte care vor fi durabile și prietenirile și legăturile făcute aici îs de viitor. A fost foarte bun lucru în echipă. Am învățat că este importantă contribuția fiecăruia dintre noi, astfel încât totul să iasă bine la final, proiectul să fie bun. Și așa s-a legat mai bine prieteniile între noi. Mi-au plăcut trainerii foarte mult, au fost foarte profesioniști și au știut chiar pe ce să pună accent când au predat tot felul de noțiuni de leadership și de organizare în general. Și invitații mi s-au părut deosebiți. Nu m-aș fi așteptat niciodată să fim puși în contact cu asemenea persoane și să avem oportunitatea să-i întrebăm lucruri care prezentau interes pentru noi toți. Aș vrea să subliniez că pentru mine cel puțin nu putea să vină într-un moment mai potrivit acest proiect, pentru că eram la începutul anului 4 atunci când am aplicat și când a început toată povestea LFJ. Și aveam senzația că știu destul de bine unde vreau să ajung la finalul facultății, încotro mă îndrept și am învățat atât de multe de la participanți, în primul rând, dar și de la toți invitații pe care i-am avut în cadrul proiectului, încât tot ce credeam că știu despre justiție și mai ales despre justiția din România a fost reconfigurat. M-a ajutat foarte mult să văd exact care sunt punctele mele forte în perspectiva alegerii unei cariere, pentru că ăsta era un lucru care mă confruntam la momentul respectiv și pe care vreau neapărat să-l rezolv la modul optim. Să văd de la colegi mai mari care deja sunt în câmpul muncii cu ce se mănâncă fiecare profesie juridică și cât de bine mi s-ar potrivi și nu cred că se compară nici ce ne învață la facultate, nici discuțiile pe care le ai știu cu rude sau alți prieteni care sunt cumva ținuți să-ți dea informații cosmetizate, cu ceea ce vezi de la oameni foarte pasionați, foarte buni în ceea ce fac și care sunt foarte sinceri. Mi se pare că vizează un domeniu care nu este exploatat momentan în România.
acela de dezvoltare a capacităților tale de convingere, de discurs public, de project management. În justiție nu există cultul managerierii proiectelor, nici măcar la nivel de conducător de instanțe și parchete. Și este bine să formezi tinerii pentru viitoarele posturi de conducere. Mi-a plăcut foarte mult în acest program modalitatea de abordare a problemelor de către trainer și apropierea de care au dat dovadă în timp și feedback-ul pe care l-am primit de la fiecare dintre ei, atât individual cât și ca grup, foarte important inclusiv feedback-ul de grup, cred că asta a fost cea mai mare valoare. S-a stabilit niște relații destul de apropiate, atât între noi cât și între trainer și am învățat să muncim cu adevărat în echipă. Câteva lucruri care mi-au plăcut foarte mult la programul Leaders for Justice, într-o ordine aleatorie. Mi-a plăcut dimensiunea etică, morală, umanistă, aș spune, a programului. Nu au fost doar cunoștințe tehnice, ci participanții au fost chemați la o, aș putea spune, chiar la o viziune asupra vieții, una creștină, morală, etică. Și asta pentru mine a contat foarte mult. În al doilea rând, relația cu formatorii a fost una foarte mult apropiată de mentorat, ceea ce eu în școala românească până la facultate nu am mai întâlnit. Și mi-am dorit foarte mult să fiu. Mi-au plăcut colegii pentru că toți au fost serioși, foarte motivați în ceea ce făceau, cu planuri serioase de viitor, foarte bine pregătiți. Nu mai spun de stafful de la casă, oameni cu foarte mult bun simț, cu foarte multă deschidere, locațiile foarte bine alese. Primele trei cuvinte care îmi vin în cap gândindu-mă la Lider pentru Justiție sunt profesionalism, responsabilitate și provocări. Am învățat chiar foarte multe. Am învățat chestiuni nu neapărat juridice. Juridice, pregătirea mea juridică este destul de bine antamată, însă am învățat foarte multe chestiuni de management, managementul de proiecte, leadership foarte mult. Am învățat abilități de comunicare dintre oamenii care sunt de o certă valoare în România și de asemenea în parcursul acestor întâlniri, 6 întâlniri numeric, am avut prilejul să vorbesc cu cei mai importanți oameni din justiția românească, fost miniștri, profesori universitari, delegatul României la CEDO, chiar foarte interesant. Am avut de discutat și am avut o discuție destul de colocvială cu oameni care într-adevăr contează și au făcut ceva. Deși în fiecare sesiune am avut revelații, pentru că la aici am învățat niște lucruri grozave, extraordinare. Sunt lucruri simple, dar pe care noi nu le vedem. În derularea vieții noastre de zi cu zi, noi nu le vedem, nu ne izbesc lucrurile alea. Aici le-am învățat. Ni s-au prezentat într-o manieră foarte simplă, foarte clară și a fost ca un beculeț care s-a aprins așa în capul nostru. Și la sesiunea cu numărul 5 am avut dintre cele mai puternice revelații de genul acesta. Acum, după 6 sesiuni de training, pot să spun că chiar a fost una dintre cele mai bune alegeri, faptul că am aplicat pentru acest proiect. De fiecare dată, după fiecare training, am plecat înapoi la parchet cu o idee nouă și inovatoare pe care a trebuit să visez toată lumea ca să o punem în aplicare. Și multe au fost foarte bine primite de către colegii mei. Bine și... Ca de exemplu, după a doua sesiune de training, am plecat cu convingerea fermă că ar trebui să înregistrăm audierile. Lucru pe care l-am implementat bine cu mijloace proprii, adică pe bază de voluntariat. Și colegii mei au avut toată disponibilitatea să participe la proiect. Apoi am vorbit la un moment dat despre relația pe care o avem noi cu justițiabilii. Și începând de săptămâna viitoare chiar punem un proiect în funcțiune cu privire la apropierea parchetului de avocați, de justițiabili, le vom face un ghid, avem chestionare, ne vom întâlni, vom comunica cu presa sau încercăm măcar. Deci de fiecare dată când am plecat de la training am plecat cu idei de notat și proiecte de pus în practică.